Sunt 60.000 de turiști pe litoral și mulți stau la Năvodar, deși este o zonă a contrastelor. Vizitatorii trebuie să meargă și anul acesta prin praf, pe străzi neasfaltate, printre materiale de construcții, ca să ajungă la plajă. Pe unele porțiuni, buruienii le ating și 2 metri. În Năvodar au fost amenajate plaje cu șezlonguri viu colorate, cu umbrele de stuf și terase care îi atrag pe clienți prin decoruri inedite. Unii administratori au cerut ajutorul designerilor, iar rezultatul este chiar spectaculos. Este un stil mediteranean cu accente orientale pe care îl folosim la nivel de decor. Îi așteptăm cu o plajă foarte frumoasă, după cum vedeți, un meniu bine structurat în zona de pește și fructe de mare. Clienții sunt întâmpinați cu muzică relaxantă și băuturi răcoritoare pentru toate gusturile. Dar ca să ajungă până aici... Turiștii care sunt cazați în zona Mamaia Nord-Năvodar și vor să meargă până la plajă trebuie să străbată un drum plin cu pietre și cu nisip. Imaginea este una dezolantă. Peste tot sunt blocuri și hoteluri în construcții, munți de nisip, materiale de construcții, dar și utilaje. Sub orice critic. Deci, în primul rând, construcțiile, cum au fost realizate. Deci, dezastru total. Nu s-a ținut cont de niciun plan urbanistic. Pe jos încă e piatră. Da. Aici trebuia să fie asfaltată șoseaua. Extraordinar de prost. Acum e urâtă. Până acum 2-3 ani era frumos. Și totuși ați venit aici la plajă. De ce? E un camping frumos pe aici. Lucrările sunt neprotejate aici. Sunt haotic. Vine un copil, poate dea ceva să răstoare. Pe lângă zgomot și moloz, zona șantierelor este plină de praf. Chiar și așa, zona este preferată de foarte mulți turiști. Este mai puțin aglomerată decât Mamaia și Eforie. Plajele nu au fost lățite, iar nisipul este extrem de fin. Șezlongurile sunt și ele ceva mai ieftine, între 30 și 60 de lei. Anul ăsta apa este foarte curată, nu este multă lume. Pentru cei mici, pentru liniște și să sperăm că vom reveni și în septembrie. Înainte mergeam în Mamaia, pentru că s-a scumpit foarte rău. Așa că am ales Năvodar pentru că era un pic mai ieftin decât restul. O noapte de cazare în Năvodari pornește de la 110 lei pe noapte pentru două persoane la o vilă de 2 stele și poate ajunge până la 400 de lei la 3 stele cu mic dejun inclus. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.